Hei, toată lumea, numele meu este Roberta, și astăzi o să vă arăt o parte din rechizitele mele școlare. Acum că a început școala, avem nevoie și de rechizite, nu-i așa? Să-mi scrieți în comentarii dacă vă place școala și că sunteți fericiți că a început. Deci da, haideți să începem! Apropo, cred că ați observat că calitatea video este mult mai bună. Pentru că nu mai filmez cu telefonul meu, ci filmez cu telefonul mamei mele, care este un Samsung Galaxy nu știu cât. În fine, nu vorbim de marcă de telefon, deci da, hai să trecem la rechizite. Primele rechizite care o să vi le arăt vor fi două penare. Deci, avem aici primul nostru penar cu Paris, cu fluturi, e roz, pentru că n-am o fată. Este super fain. Și dacă îl deschidem, înăuntru o să mai bag o chestie, mai că n-am. Avem acest stilou super drăguț cu un monstruleț care are un tricou pe care scrie R. Și este fain. Apoi, în penarul miraculos, gen, ăsta este penarul meu în care îmi țin chestii importante pentru școală și pe ăsta că îmi folosesc mai am unul care îl folosesc așa când colorez sau chestii astea. Pe că acolo am culori și așa. Deci, aici mai am un creion roz frumos. Deci mie îmi place super mult. Aici am un pilot, pentru că nu ne trebuie pilotul la școală și da, am pilot. Și o să mai adaug chestii în el de față cu voi când vă mai prezint rechizitele. Deci cam asta a fost în primul penar cu Paris, care îmi place super mult. Deci îl ador, este super. Așa, apoi mai avem acest penar cu steluțe, și aici este firma. Aici, după cum puteți observa, și în acesta o să mai adaug eu chestii, după cum puteți observa, aici este un buzunar unde putem să băgăm noi ce vrem. Cred că ați văzut ceva, pentru că aici am un buzunar secret, unde am două creioane. Apoi închidem buzunarul secret. Apoi avem cel mai mare buzunar, unde am creioane, culorile. O să vă arăt o culoare ca să nu știți dacă știți această marcă de culori. Așa, cu diferite animale. O să vă mai arăt unul. O să mai mult așa să vi le arăt. Uite așa, aceste tipuri de culori. Mie îmi plac super mult, colorează super bine și vi le recomand și vouă. Da, avem culori în el și cam atâta. Din nou, o să mai adaug eu chestii pe parcursul videoului. Să trecem la următoarele rechizite. Următoarele rechizite care vi le voi arăta, le am aici. Și sunt... Prima dată avem aceste... nu știu cum se numesc, v-am uitat. Cum se numeau astea? Etichete pentru caiete, unde aici ne scriem numele, chestii de astea, cu sclipici auriu. Și mie îmi plac super mult. Și astea, așa sunt mai mari. Și am, după cum puteți vedea, am folosit două. Mi-am mai luat tot așa niște etichete de genul, mai că așa pentru copii, pentru că pe mine m-au fascinat astea două, pentru că restul nu-mi plăceau deloc. Numai că astea sunt mult mai mici, gen, sunt atâta față de bastea. Și apoi am sesizat că astea sunt mult mai bune decât astea și le folosesc doar pe astea. Astea nu prea-mi plac. Deci, da, să trecem la următoarele rechizite. Următoarele rechizite sunt aceste coperți normale. M-am niște coperți mari, că nu sunt aici. Coperți, așa. Și mi-am niște coperți pe aici. Stați să le caut, să vi le arăt. Poate trebuie să caut ceva pe aici. Așa. Și mai am două coperți din acestea sau una. Habar n-am, cred că am doar una. Coperți din acestea pentru geografie sau muzică, ce doriți voi, sau și biologie. Eu le folosesc pentru geografie și sunt super faine. Să trecem la următoarele rechizite. Următoarele rechizite sunt... Hârtie creponată.
pentru că nu știu cum să-mi divească hârtia creponată, mai că n-am, mi-am dat pentru orice eventualitate, pentru că eu trec clasa a patra, nu trec, deja sunt în a patra, în fine, și nu știu cum să ne mai trebuiască, dar eu mi le-am luat pentru orice eventualitate, să mai stau să cumpăr după aceea. Deci da, hârtie creponată. Apoi mi-am mai luat și niște caiete. Ne-am luat un caiet de mate, așa cu cățeluș, care îmi place super mult. Ne-am mai luat un caiet de mate așa mai negru. Asta cred că e de română, da. Un caiet de română, așa. Un caiet de română, așa. Un caiet de română, așa. Și mai am un caiet de română tot așa. Numai că nu l-am aici, îl am în ghiozdan, mi se pare. Dar în fine. Și mai am un caiet de mate așa, numai că ăsta deja l-am iscălit. Și chestia de-aia am să vi-l arăt la sfârșit. Este un caiet de mate cu pisicuțe. Și aici scria... aici jos scria prieteni devotați. Pentru că, uitați-vă, sunt super cute. Ăsta are ochii galben și ăsta albastru spre mov. Deci, da. Iar dacă tot am ajuns la caiete, am mai luat și acest caiet de geografie. Și desigur, am mai luat un caiet de geografie și biologie. V-am zis eu. În fine, caiet de geografie și biologie. Pentru cine nu știa cum arată un caiet... nici n-am văzut pe șatoni, uitați ce drăguți sunt. În fine, pentru cine nu știa cum arată un caiet de geografie sau de biologie, ce-o fi, în fine, arată cam așa, deci așa. Pac, venină, pac, așa. Și așa e tu caietul. Da. Să trecem la următoarele rechizite. Următorul rechizit, cred, următoarea rechizită este această paletă roz. Cred că aici trebuie să pui apă. Cred, bine. Unde se pun acuarelele. Aici cred că trebuie să pui culorile. Și aici pui apă, mi se pare. Deci, da, această paletă super șmecheră. Apoi mi-am mai cumpărat aceste carioși de la Acrylex. Super faine, au multe culori, cred că mai puțin mov. Da, mai puțin mov, de-aia m-a disapunce pe mine. Eu chiar folosesc mult movul, dar o să-mi promit de la colega mea. Nu-i bai. Așa. Deci, da, aceste carioci. Da, deci, între timp am schimbat și locul de filmat. Deja, hai să trecem la următoarele rechizite. Avem aceste pensule. Ok, deci după cum ziceam, următoarele rechizite sunt aceste pensule super șmechere, pentru că mie îmi plac super mult, fiindcă sunt transparente și sunt multe de la subțire, de la foarte subțire, la mai subțire așa până la gros și sunt super șmechere. Deci hai să trecem la următoarele rechizite. Deci, următoarea chestie care mi-am mai cumpărat-o este această bandă corectoare pe culoarea roz, așa un roz transparent, super faină. Deci, da, bandă corectoare roz. Iar apoi mi-am mai cumpărat acest lipici, care mai era un lipici și am două costa 6 lei. Am un lipici, care costa 1 lei. Cu să fii scoli, foia asta, pentru că am place să-ți schimb chestii. Mamă, ce se scrie? Nu vreau să deschid, de exemplu, pensulele sau bandă corectoare pentru că n-am. N-are rost. În fine, am mai cumpărat acest lipici de la Cola Branca, tot de la Acrylex din nou. Pentru că nu știu, parcă îmi place firma Acrylex, nu știu. Na. Mi-am cumpărat acest arăce. Apoi mi-am mai cumpărat această foarfecă, roz cu mov, care mie chiar îmi place. Deci, o foarfecă. Pentru că da, cred că în toate clasele se trebuie o foarfecă. Așa zic eu. Iar apoi v-am arătat pensule, paleta,
pentru acuarele, dar nu vom arăta acuarelele. Stați puțin că am găsit la un preț jos. În fine, da. Deci, da. Dăm prețul jos ca să nu vedeți cât costă. Nu știu dacă am voie să arăt pe YouTube, dar n-am. Chiar dacă am mai atac de o prețul înainte, dar nu contează. Acuarele sunt pe acestea, să vi le arăt, deci stați-vă puțin. Așa, pe acestea cred că o să deschid. Așa, n-au scos sau chestii de gen și așa, și la școală să le deschid. Și pot să le bag iar în cutie, deci nu cred că sunt nimic. Deci, dar mie îmi plac aceste acuarele și revin la set cu o pensulă. Când dacă nu ai pensulă, scumpere tot acetul ăsta și este perfect. Iar aceste culori. Da, și acuarele vreau să mi le iau de la Acrilex, numai că n-au mai avut, știți, și da. Stai că cad multe. Am una aici. Subițor, vai. Asta se întâmplă când începe școala și uite așa arată una. Are această formă. Și mie îmi plac mai mult, gen și astea sunt bune. Dacă mie mi se pare că mai bune sunt alea de la Acrilex. Dar n-am, mulțumesc și cu acestea. Dacă, de exemplu, l-am pe alea de la Acrilex, cele de la Acrilex mai mereu vin în niște borcănașe. Și de-aia am luat paleta special pentru astea, pentru că astea nu sunt borcănașe și trebuie să stai să faci, în fine, tot una pe acolo. Da, iar apoi mai avem aceste rezerve de pilot. Cred că avem pilote sau și rezerve, nu? Aici am 6 și pe ele nu am țin minte cât am dat, cred că am dat parcă 45 lei, da, 45 lei pe 6 rezerve de astea. Mi se pare exagerat de scump, numai că na, dacă așa sunt prețurile, așa sunt prețurile. Îi lăsăm în voia lor. Deci da, rezerve de pilot. Iar apoi am mai cumpărat și acest lipici solid. Are aici prețul. În fine, rupem așa să nu se vadă. Măcar cât costă. Ce n-am. Dacă e o hârtiuță pe capac, nu cred că se întâmplă nimic. Deja, am mai de la glue stick. Nu știu cât de bun e lipiciul ăsta, pentru că n-am mai încercat în viața mea. Nu știu, cred că este bun. Mirosea slime. Mirosea slime. În fine. Deci mi-am luat acest lipici de la Glue Stick. Nu vi-l recomand încă pentru că nu știu dacă este bun. Dar pot să-l folosesc măcar o dată să vă zic dacă este bun sau nu. Deci da, mi-am luat lipici solid. Iar apoi mi-am cumpărat o radieră de genul acesta. De la Yalong. Ceea ce este super tare. Mie îmi place mult această radieră. Mi-am luat și anul trecut și este super faină. Deci da, mi-am luat o radieră. Apropo, desigur că mi-am luat radiera pe rost, pentru că, da, în fine. Iar apoi mi-am mai luat o ascuțitoare, așa. Și, așa. De Tonios, Doamne. What? Penciuată. În fine, deci așa. Este pe culoarea mov spre roz, mov mai închis ceva. Mie îmi place mult culoarea aceasta. Deci da, să trecem la... Mă tare apoi mi-am luat chestia asta de modelat cu plastilina sau s-o pui atunci când pictezi. Nu știu, în fine. Este super drăguță. Este pe culoarea roșu. Și mie una îmi place super mult și o să o folosesc. Mamă, vedeți cu ce filmez? Wow! Uitați-vă aici. Wow. Șmecher. Următoarea chestie este hârtie glasee. Apropo, toate rechizitele le-am luat de la același magazin. De la Alina, de pe Vale, în fine. Dacă se ține azuga, știți despre ce vorbesc? Da. Și mi-am luat hârtie glasee.
Iar apoi mi-am luat două blocuri de desen. Tot de la Acrilex. Deja eu am zis, Acrilex e cea mai bună firmă, gen. Stați să vă arăt ce acuarele vreme sunt eu și nu mai aveau. Uite din acestea. Uite din acestea. Acuarele din astea erau super bune, mai că nu mai aveam. Deci, da, două blocuri de desen. Acrilex. Să trecem la următoarea chestie. Iar apoi am mai luat cartonele acestea colorate, diferite culori. Unde este rozul meu? Bă, nu-mi zic că n-am roz, că eu l-am luat. Ai, da, cred că n-avea. Și m-am luat mov. Să se deschid la... Da, mi-am luat aceste cartoane colorate super faine. Apoi mi-am luat aceste cartoane subțiri colorate și de data asta am și mov, dar am și ce? Ah. Dar am și roz. Da, și îmi place mult acest albastru. Este un albastru ca cerul. Este minunat, mirific. Și mai mai pe scurt. Deci da, cartone subțiri. Colorat. Apoi am mai luat și aceste două rigle. Acestea mele și acestea este ale. Deci da, două rigle super faine. Am dat pe ele 80 de bani pe una. Deci da, dacă v-a plăcut videoclipul de azi, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să dați un mare share ca să vadă și prietenii voștri și un subscribe ca să fiți la curent și să fiți primii care vor vedea următorul episod. Cu voi a fost Roberta, vă pup și vă iubesc! Pa, pa!